Bună ziua și bine ați venit la Click and Learn! Astăzi vorbim despre un instrument care vă poate face viața mult mai ușoară atunci când lucrați la teme în echipă. Google Docs. Vă explicăm cum puteți folosi această aplicație pentru a colabora mai eficient cu colegii. Google Docs este complet gratuit, fiind unul dintre cele mai bune instrumente atunci când vine vorba de colaborare la teme sau proiecte școlare. Tot ce aveți nevoie este un cont Google. Puteți crea și edita documente în timp real, împreună cu colegii, indiferent dacă sunteți acasă sau la școală. Fiecare dintre voi poate contribui la document în același timp, iar modificările se salvează automat. Deci nu trebuie să vă faceți griji că pierdeți informații importante. În plus, puteți lăsa comentarii, sugestii, direct în document, astfel încât să discutați și să corectați proiectul, fără să fie nevoie de zeci de mesaje pe grupuri. Un alt mare avantaj este că Google Docs funcționează pe orice dispozitiv, de la laptop la telefon. Deci chiar dacă nu aveți acces la un calculator, puteți lucra de pe telefon sau tabletă. Este perfect pentru proiectele pe termen lung în care mulți colegi trebuie să colaboreze, pentru că toată lumea poate vedea și edita același document în timp real. Unul dintre motivele pentru care Google Docs este atât de popular este că totul este salvat automat în Google Drive. Asta înseamnă că nu trebuie să vă mai faceți griji că pierdeți fișierul sau că trebuie să-l trimiteți prin e-mail de fiecare dată când faceți o modificare. Totul rămâne acolo, organizat și poate fi accesat oricând, de oriunde. Și, în caz că cineva face o greșeală, funcția de istoric a versiunilor vă permite să reveniți la o versiune anterioară. Nu-i așa că-i tare? Dacă sunteți curioși să aflați mai multe despre Google Docs, lăsați-ne un comentariu. Vă încurajăm să dați like și să distribuiți acest video colegilor care ar putea beneficia de aceste informații. De asemenea, așteptăm sugestii despre ce alte aplicații ați dori să discutăm în episoadele viitoare. Nu uitați, tehnologia este în mâinile noastre.